Prețurile nu au explodat doar în rândul alimentelor și facturilor, ci și în rândul vacanțelor. Tot mai puțini românii reușesc să își petreacă zilele de concediu la munte sau la mare. Românii vor avea parte în această vară de cele mai scumpe concedii din ultimii 30 de ani. Concret, românii vor plăti în aceste zone estival cu 25% mai mult pentru concediile lor, față de cât au avut de achitat înainte de pandemia de coronavirus. Se apropie perioada concediilor și având în vedere că acestea s-au scumpit cu aproximativ 25%, credeți că românii își mai permit câteva zile de concediu? Greu. Întrebare foarte grea pentru că salariile sunt foarte mici în comparație cu alte țări, să zicem așa, sau să zicem capitala sau alte orașe din România au salariile în euro. La noi cu 15 milioane e foarte puțin, mai ales să pleci în concediu. Ce să vă spun? Noi ne dorim, acum depinde ce putem rezolva. Că la noi am înțeles că deja sunt cele mai scumpe prețuri din ultimii 20 de ani. Da, la noi în România, deși în alte țări, nu știu cum e, dar e salariile destul de mari. 2-3 mii de euro nu te pui cu 15 milioane ale noastre. Asta consider eu, ar trebui să guvernanții să mai gândească și la noi. Da, concediilor și având în vedere că acestea s-au scumpit cu aproximativ 25%, credeți că românii își mai permit să meargă câteva zile în vacanță? Foarte puțin, foarte puțin merg. Prețurile sunt echivalente cu cele din străinătate. Credeți că ar alege românii litoralul românesc sau pe cele în străinătate? Care au bani, merg și în străinătate, merg și în România, merg peste tot. Dumneavoastră, o să mergeți anul acesta în concediu? Deocamdată nu. Desigur că prețurile diferă în funcție de confortul dorit. La 5 stele, prețurile sunt situate între 6.500 de lei și 8.400 de lei pentru 7 zile de cazare fără masă. De altă parte, există și variante mai ieftine, dar nu în România, ci în destinațiile de vacanță exotice. Consultanții în turism spun că pachetele de vacanță ce costau 2.000 de euro în 2018 în Maldive, Zanzibar sau Mauritius costă în prezent 1.300 de euro. Explicația pentru aceste ieftiniri este aceea că a crescut cererea în rândul turistilor români, iar acest lucru a dus la scăderea prețurilor în urma negocierilor dintre agenții și hotelieri. Având în vedere că se apropie perioada concediilor, în România s-au scumpit cu aproximativ 25%. Credeți că românii își mai permit câteva zile de vacanță? De fapt, nu locuiesc în țară și noi am fost în Croația și am văzut că au crescut prețurile, 50% au crescut. Nu știu cum sunt veniturile în România, dar bănuiesc că va fi pentru mulți dintre români foarte dificil, pentru că n-am mai fost la Marea Neagră de 3 ani, dar cum am auzit la televizor, la știri, cred că au crescut prețurile și mulți nu își vor mai putea permite. Prețurile din România au început să fie echivalente cu cele din străinătate. Credeți că românii o să aleagă mai mult litoralul din afară decât cel din România? Nu, bănuiesc că mulți români vor merge în România, pentru că este foarte frumos, dar acum, să fiu sinceră, nu știu 100%, cu toate că am văzut foarte mulți români și în Croația. Consultanții în turism îi sfătuiesc pe cei care vor să găsească vacanțe la prețuri accesibile să facă rezervări din timp și să-și achiziționeze biletele prin agenții de turism, deoarece acestea au tarife bătute în cuie, în timp ce la hotelieri prețurile pot crește.